Bună seara, bine ne-am regăsit, este destul de târziu în noapte, dar eu v-am promis că vă pregătesc un ritual pentru această lună plină rac, această lună care pe mine m-a impactat emoțional, ați văzut, am avut inspirație, am scris foarte mult și eu am luna rac și Marte în rac foarte, foarte aproape de această lună și probabil că s-au activat foarte multe lucruri. Dar mă simt bine, mă simt ok și plus că sunt bucuroasă că mâine voi pleca la munte, între două bagaje și între alte lucruri gospodărești, mi-am făcut timp și m-am conectat. M-am tot gândit în ultimele 2 zile ce ritual să vă propun și mi-a venit această inspirație să facem ceva simplu. Să facem ceva simplu, dar în același timp foarte, foarte conectat la acest specific al acestei luni. De ce? Fiindcă luna plină rac ne vorbește despre emoție, ne vorbește despre intuiție, ne vorbește despre această conectare, conectarea aceasta subtilă la nivel foarte, foarte profund cu subconștientul nostru, cu emoțiile noastre și în același timp și cu subconștientul colectiv. Deci este practic o conectare foarte, foarte profundă, nu numai la nivelul nostru, ci cu toți ceilalți din jurul nostru. Luna plină, în general, este, după cum știți, este faza cea mai luminoasă a lunii din acest ciclu planetar al lunii. Știți că luna are un ciclu în 29 de zile și jumătate, ea parcurge întreg zodiacul, aproximativ 2 zile și jumătate stă într-un semn și ea ne impactează foarte, foarte mult și direct viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, când avem această lună plină, luna cum este? Este la luminozitate maximă, ea luminează, este ca un soare pe cerul nopții. Dar știm că întotdeauna, când avem foarte multă lumină, este și contrapartidă întunericul. Este eterna dualitate, yang, yin. Și de aceea, ca o explicație, acest moment astral al lunii pline ne ajută să identificăm umbra noastră, ne ajută să identificăm ce este ascuns. Practic cealaltă față a lunii și să pătrundem foarte adânc și să lucrăm cu aspectele pe care nu le-am conștientizat. Ele sunt acolo, sunt la nivel subtil, dar noi nu am putut să avem, n-am avut acces la ele și n-am putut să le conștientizăm. Fiecare moment de lună plină, practic, deschide în acest context general un portal. Acest portal, v-am mai spus, în general se deschide cu 2 zile înainte de momentul maxim de lună plină și mai durează încă 2 zile după acest moment de lună plină și favorizează, în general, această curățenie, această curățire, care are loc atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. În cazul nostru, ca să știți, momentul maxim de lună plină în RAC are loc în data de 22 decembrie la ora 19:47. Aceasta este ora Bucureștiului. Dacă sunteți în altă țară, updatați în funcție de fusul orar. Deci, această oră pe care v-am spus-o, 19:47, este ora Bucureștiului. Și v-am spus că am ales un ritual foarte simplu, un ritual care să ne ajute și să ne conecteze direct cu emoțiile noastre. Și l-am structurat așa în stilul meu capricornian, așa cu ascendentul meu în Capricorn, pe pași, ca să îl înțelegeți și să puteți să-l aplicați foarte ușor. Pasul 1. Pasul 1 este cel mai simplu. Luați un vas în care puneți apă. Puteți să luați orice fel de vas. Puteți să luați și o căniță, dacă vreți. Puteți să luați un castron. Depinde ce vas aveți la dispoziție. Dar ar fi indicat să aveți un vas frumos, un vas care să vă placă și în acest vas apa pe care o puneți să se simtă bine, să se simtă onorată, să se simtă într-o vibrație frumoasă.
Când punem apa, puteți să spuneți o rugăciune simplă, puteți să cântați o melodie sau puteți să recitați o mantră. Eu v-am pregătit o mantră ca să puteți să vă reconectați cu puterea voastră interioară și să puteți să vă împuterniciți pentru a face acest ritual. Și mantra este următoarea: mă curăț și mă eliberez de toată energia care nu mi-aparține. Mă curăț de orice durere, atât din viața aceasta, cât și din viețile trecute. Mă eliberez de orice vinovăție și regrete cu care mă judec. Mă curăț așa încât sunt lumină și sunt liberă. Mă curăț cu energie de lumină și energia iubitoare a acestei luni pline în rac. Deci, aceasta ar fi mantra pe care o spuneți în clipa în care puneți apa în acest vas. Pasul 2. După ce ați curățat apa, v-am spus, fie printr-o rugăciune, fie printr-un cântec, fie prin această mantră sau orice altă mantră pe care vreți să o spuneți, adăugați în acest vas, în apă, fie uleiuri esențiale, fie flori proaspete, fie flori uscate sau diferite ierburi. Și pentru ca să vă vină mai ușor să alegeți și să știți ce anume să introduceți în apă, vă recomand, ca cu mâna pe inimă, să spuneți următoarea incantație: rog intuiția mea să mă ghideze ca să aleg amestecul perfect de uleiuri, de flori și de ierburi, care mă vor ajuta să mă conectez la inima mea, să mă curăț de orice durere și să-mi vindec mintea, trupul și sufletul. După ce faceți această incantație, stați, conectați-vă. Este un ritual foarte intuitiv. De data aceasta nu scrie nimic, da? Încercați să vă conectați și atunci puteți să alegeți ce anume simțiți să puneți în această apă. Eu vă fac și câteva recomandări. De exemplu, flori. Pentru rac avem florile albe care ne indică puritate, ne indică sensibilitate, inocență, căldură, cum ar fi trandafirii albi, mușcatele albe, irișii albi. Deci aveți crinii albi, aveți opțiuni. Ca uleiuri esențiale, pentru zodia rac, avem uleiuri esențiale, puteți să folosiți de oregano, de neroli, de mușețel, mușcate, geranium, mentă. Și ca ierburi, puteți să folosiți mușețelul, salvia, aloe, roiniță, dafin, pătrunjel. Deci, puteți să căutați și pe internet. Eu am încercat să vă dau câteva opțiuni care sunt mai ușor de folosit, dar puteți să folosiți orice alte flori, orice alte uleiuri, ierburi, pe care simțiți, pentru care primiți acest mesaj. Pasul 3. Acest vas cu apă și cu ce ați pus în el, cu uleiuri, cu plante, cu ierburi, îl așezați fie afară, da, puteți să-l așezați afară, timp de 2 nopți, înainte de luna plină, deci puteți deja de mâine, da, mâine suntem în data de 21. Deci de mâine până la luna plină sunt 2 zile. Fie l-așezați afară. Dacă considerați că este foarte frig, de exemplu, acum în București am văzut că sunt minus 2 grade, probabil că o să înghețe apa. Dacă este foarte frig, puneți vasul pe pervazul unei ferestre, dar acea fereastră să poată să fie sub razele lunii, da? Să poată să aibă lumină de la lună. Și în această perioadă, practic, conținutul acestui vas se va alinia cu
cu lumina lunii, se va linia cu lumina stelelor, cu vibrația lunii, cu vibrația stelelor, cu tot ceea ce vine din natură, absorbind lumina și aceste vibrații specifice, timp de 2 nopți. 2 nopți și 2 zile. Următorul pas, pasul numărul 4. După cele 2 zile, luați vasul în mână, da? Conectați-vă, să fiți într-o stare din nou, boxa mea iar îmi validează ceea ce spun, să fiți într-o stare de echilibru, să fiți într-o stare de centrare, puteți să vă puneți o muzică de meditație frumoasă care să vă conecteze cu sufletul vostru, cu inima voastră și luați acest vas în mână și cu degetul de la mână, un deget de la mână sau cu toată mâna, învârtiți, da? Atingeți ușor apa în sensul invers al acelor de ceasornic și repetați următoarea afirmație, conectându-vă cu energia lunii pline. De recomandat, dacă puteți să faceți acest lucru chiar la momentul maxim de lună plină din data de 22 decembrie. Și spuneți următoarea mantră. Sigilez această apă cu puterea iubirii de sine. Sigilez această apă cu înțelepciunea și puterea care provine din interiorul sufletului meu. Eu sunt puternică, eu sunt lumină. Merit să mă iubesc, merit să fiu fericită. Sau fericit. Merit să scap de orice durere și să văd numai frumusețe în viața mea. Sunt puternic, sunt lumină, mă iubesc. Deci aceasta este mantra pe care o veți spune. Este o mantră prin care practic se închide acest ciclu de 2 zile. Practic captați energia care s-a acumulat în această apă și o sigilați, practic sigilați intențiile voastre pe care vi le-ați pus. Pasul numărul 5 este un pas important. După ce ați recitat aceste afirmații, puteți să le spuneți de câte ori vreți voi. Puteți să le spuneți, de exemplu, de 4 ori. Avem vibrația numărului 22. 2 și cu 2 fac 4. Puteți să le spuneți de 9 ori. Puteți să le spuneți de 7 ori. Conectați-vă și faceți acest lucru cum simțiți voi. Vreau să vă dau această libertate, fiindcă chiar este un moment de conectare la intuiția voastră, la sufletul vostru și faceți acest exercițiu să vedeți cum puteți să vă conectați și ce mesaje primiți. Și cum fiecare din voi vă structurați acest ritual în funcție de intuiție. Deci după ce recitați aceste afirmații, băteți din palme tare de 3 ori. Da? De ce este important acest lucru? Fiindcă prin această bătaie de palme se va elimina orice energie negativă și se va finaliza sigilarea intenției voastre. Și pasul numărul 6, încheiem cu mulțumire, cu recunoștință pentru acest ritual și pentru materializarea intențiilor noastre, spunând: mulțumesc, lună plină, rac. Mulțumesc, apă. Luna, apa. Deci am lucrat cu luna și cu apa și toată această energie și vibrație ne ajută ca să ne materializăm intențiile noastre. Puteți să vă puneți intenții specifice în cadrul acestui ritual. Deci, practic, acest ritual, în primul rând, este un ritual general, ca să spun așa, de curățare. Deoarece noi suntem 90%, 80%, nu știu cât suntem, apă, da? Și atunci luna este în conexiune cu emoția, cu apa. Și cred că este foarte important să facem acest ritual, în primul rând,
general, da? General, ca să putem să ne curățăm la modul, din acest punct de vedere. Să ne curățăm de ce? Să ne curățăm la acest sfârșit de an. Da? Fiindcă știți că am început, v-am spus, am început anul tot cu o lună plină rac. Și acum încheiem tot cu o lună plină rac. Și această curățare pe care o facem acum se închide practic, se închide un cerc, se închide un ciclu și urmează să intrăm într-un alt an, într-un an nou, curățați de energia acestui an, de tot ce s-a întâmplat în acest an, de toate problemele noastre, de toate lucrurile care nu mai avem, de care nu mai avem nevoie, de toate lucrurile toxice, de toate durerile pe care le avem, de orice vinovăție și regrete pe care le purtăm asupra noastră. Această apă, ulterior, după ce ați terminat acest ritual, puteți o folosiți pentru curățări în casă, pentru ofrande, pentru ceremonii, puteți să faceți ce vreți cu ea, așa după cum simțiți. De ce? Fiindcă este o apă în care au fost sigilate, da, aceste intenții ale voastre. Acesta a fost ritualul. Sper să vă placă. Dacă nu vă place, faceți un alt ritual. Acum vă las, mă duc și eu la culcare, vă doresc noapte bună, vise plăcute și ne revedem, să sperăm, în curând. Următoarele transmisiuni vor avea loc de la Predeal. Până atunci ne conectăm pe pagina mea de internet lumistarlight.com, pagina mea de Facebook lumistarlight astrology și aici pe canalul de YouTube, unde sunt alături de voi cu ultimele noutăți și etalări. Toate cele bune, noapte bună!